cu autospeciala în podmolită, pompierii au fost nevoiți să pună mâna pe bătătoare pentru a opri flăcările. Din cauza, probabil din cauza drumului accidentat, autospeciala a fost lăsată la o distanță mai mare de locul incendiului. Colegii mei acționează cu mijloacele din dotare, bătătoare, pentru eliminarea pericolului. Nu se știe deocamdată cine a dat foc vegetației uscate. În cazul în care va fi depistat, amenda îl va ustura serios la buzunar. Domnule comisar, când au, sau mai bine zis, dacă au voie cetățenii să dea foc la miriști așa... Necontrolat. Necontrolat. Nu au voie să dea foc. Deci în legea mediului, vreau să fac o specificație, în legea mediului spune așa, nu ai voie să dai foc la miriști, și miriști înseamnă atât suprafețe agricole foste cultivate cu păioase, sau chiar la vegetația uscată, cum este cazul acum primăvara, deci după s-a încălzit și lumea face curățenie pe terenul care îl are în jurul casei sau, eu știu, în câmp. În cazul în care nu se respectă această regulă și am depistat proprietarul sau persoana care a dat foc, amenzile sunt între 30 și 60 de mii de lei. În această primăvară, în județul Vaslui au avut loc zeci de incendii de vegetație uscată. Nimeni nu a fost sancționat, fapta fiind destul de greu de probat.